spui că este invidioasă Bianca pe tine pentru și pe la mine? Este, că știu de la opusă că lui Bianca îi place de mine. Ai văzut de trei ori că încerc să comunic cu fata aia și te-ai băgat. Puteai să o iei de mână, să o țin grădină, să vorbești cu ea. De ce n-ai vorbit cu ea? Îți jur că dacă mai stă Mari în emisiunea asta, eu sunt dispus acum să plec. Ai stat cu Roxana. Alaltă ieri când ne-am certat, ai stat cu Roxana. Acum 4 zile ai stat cu Roxana. Roxana, și în cuplul ăsta te-ai băgat? Da. Sunt curioasă dacă ar putea să se bage cuplul. Păi da, dar Roxana se bagă doar unde simte că nu e studiat lucrul. Așa este, Roxana? Da. Că la ora aia, da, Raluca și cu Simina nu erau în hotel și la aceeași oră voi, tu și cu Zăna, tu și cu Rica nu erau. Bă, ai dovadă? A? Ai dovadă? Păi ce faci, te ridici la mine? Da, care e problema? Păi care e problema? Care e problema? Ia, ce faci? Care e problema? Nu! 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 Adrian, dacă Larisa nu va rămâne aici, ca și concurent, ce vei face? Mă descalific. Astăzi sau mâine? Astăzi. După gală sau acum? Acum. Atunci, o să zic puțin mai încolo. Mai e de așteptat. A, dacă voi vreți să-mi dai și 1500 să plec și fericit, vă mulțumesc. Astăzi sau după gol. Hai mă, că toate voturile sunt. O pun la vedere. În caz că ești curios. Și nu aveți voie să vă atingeți de ea. În cazul în care plec de aici. Știi ce este cutia aia pentru tine? Toată emisiunea? La sfârșit. La sfârșit, da. Pleacă profa din clasă, nu aveți voie să vă atingeți de catalog. Colegul meu s-a pus în multe. Bun. Acum să începem gala. Câte cupluri avem în casă acum în acest moment? 4. Hai mă, Bia, ești cuplu acum în gală. Mai devreme te despărțit. Că se uita Alexandru la Greco aici. Dacă mă încerc, băi, nu puteam să-l ținem, Andreea, se duceam casă după ei. Dar era Bianca aici lângă el. Și atât pe Alexandru. Și ce Bianca? Alo, sunt aici. Sunt și eu, exist. Așa ai făcut Alexandru? Mare parte. Dacă ce nu e. Tu de ce nu te-ai uitat după Greș, Bianca? Da, s-a uitat. Că plângea băieții. Nu, nu m-am uitat, pentru că nu mă interesează. Hai că te-ai uitat, a zis Alexandru. Da, mi-am uitat toate. Inopinant, nici măcar nu am plănuit. El a plănuit să se uite. El a așteptat. Nu, dar Bianca îi știe deja. Le știe numele la toți. Bianca îi știe deja. Pe băieți, i-a băgat în cameră și el a stat acolo la ușă cu Alex, cu vinovat, să se iau la ușă și așteptau să vină fetele. De asta ești supărată, Simina? Nu, că el s-a uitat că m-am uitat eu primul. L-am lăsat să vede să mă mai pot uita la greu. E relația lor, Zănoagă, trebuie poți să ieși și eu cu fata aia? Poți. A intrat una în stoare. Dar să nu dai. Nu, mă, poți să mă mai uit în continuare. E foarte permisivă Simina în relație. Vrei să te duci la Power of Love Grecia, Bogdan Mocanu? A intrat o fată nouă. Și? Știe română. Știi română? Da. Hai, că poate să fie... Care aia blondă? Da. Eu e româncă. Nu e româncă. E mai mare cu 10 ani decât el. Dar... Moca, n-ai văzut. Cine vrea să mai meargă acolo? Și ideea vrea. Cine vrea să se mai dați? Și ideea? Și ideea vrea. Îl vrea pe Pablo. Cum nu mai vrei? Da, mă, dar i-am fost, am zis că vreau. Deci tu vrei la Power of Love Grecia, da? Și Hamu de vrea, dar nu recunoa. A, nu mai vrea, că a ieșit Mila sau cum o cheamă. Mila. Am înțeles. Bun, bine. S-a luat în calcul. Și revenind la povestea voastră de iubire, Alexandru și Bianca. Așa. De câte ori v-ați certat de când ați format un cuplu? De câteva ori. Dar nu contează lucrul ăsta. De foarte multe contează ori. Contează că suntem împreună. Așa, stai dreptate. De câte ori, de câte ori, nu, răspunsul este de câte ori suntem împreună, de câte ori ne-am certat. Sunt lucruri mici și sunt haioase. Exact. Adevărul putem trece peste ele. Adevărul e că stau și foarte mult timp împreună. De unde știi tu? Păi se văd în apă. Da, v-am întrebat pe voi, v-am pus vă întrebare eu asta. Eu mă referam că la emisiune vorbea cu noi abia doi. Se văd. Vă vedeți și afară. Da, în timpul liber vorbesc. Da, pe FaceTime. Da, vorbim foarte des. În continuu, cu party days. V-ați împăcat acum sau ea este supărată în continuare pe tine? El încă a rămas cu imaginea grecoaicelor. Bun.
Am pregătit un prim material pentru voi doi. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să-l vedeți? Wow! Probabil. Probabil. Cât la sută probabil? 90. 90? E bine, să-i dăm drum. Jador! Da, spuneți-vă. Dar despre ce fată era vorba? Unde? De ce fată îți place? Eu nu mi-am făcut cuplu, dacă e de mine, ca să știu. Bianca, eu te respect foarte mult pe tine, dar nu ești genul. Da, nu mă gen să zică că tu ai cuplu, dar cred că știi. A zis că nu și-a făcut cuplu. Dar este o fată care te place mult. De ce se bagă degeaba ca musca în lapte? A spus că ea e singurul cu mare cuplu, că asta a spus. Iubitul ei, iubi! Iubi! De ce nu lasă Iagor să vorbească să nu lasă coale? Ce asta a fost până la Jador? Păi Bianca de-abia așteaptă să vină Jador, că-l place. Stai să intre, stai să intre Nona în emisiune, boss. Ai trebuit obraznic. Dar ce iubi, te-ai supărat? Băi, e cu iubi acum, băi, iubi, iubi, băi, cu iubi acum. Iubi. Gata, liniște, Alexandru, te-ai supărat? Nu, nu m-am supărat, ba da, frate, enerva situația. Dar cum mă nu te-ai supărat? Cum nu te-ai supărat? Dar tu nu te-ai supărat? Bine, sunt supărat. Consider că n-ai greșit acum, nu? Nu. Nu? Bine. Era mișto, mă, frate. Să vorbesc singură de acum încolo, cu mine nu mai ai ce vrei. Îți dai seama că pe mine nu mă interesează ce crede Hamude sau fiecare dintre voi cum arată Bianca. Atât timp cât mie îmi place, asta contează. Da, dar eu eram în sinea mea foarte supărat și încă sunt supărat pe ea, că ea a tăcut atunci și de asta am preferat să plec acum. Ai văzut că astăzi nici bună dimineața nu i-a dat. Serios. Bă, da, nici bună nu mi-a zis. Eu i-am zis bună și ea nu mi-a zis bună. Dacă, dacă tu o ignori și nu faci nimic acum, nu prea ajut. Da, mă, puțin. Aș eu spune în față, frate, ce te-a deranjat. Aseară vorbea o grămadă și tot cum și-a asumat că greșește. Băi, nu, băi, frate, aseară n-ați vorbit, aseară v-ați certat. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai vreau, nu mai vreau. Dacă nu mai vreau. Și nici nu mai vrea, cred că. Ce aveți, mă? Despre ce vorbiți? Încă sunt cu Alex. Dacă ne-am certat, nu mai înseamnă că nu mai suntem împreună. A, da? Da. A, scuze-mă, pe scuze-ne pe noi. Da, dați-vă cu părerea. Da, stai, mă, că n-am știut ce am văzut și nu ce n-am știut. Da, dacă tu zici că ești cu el, el nu mai zice asta. Da. Și mie îmi dar la fai să-l întrebăm. Tu ești cu el, dar eu nu cred. Eu zic să nu mai zici tu că după aceea pici nașpa. Da, păi de ce să pic nașpa dacă noi am vorbit și încă suntem împreună? Păi poate ți-a spus ție, dar omul ce certăm, dar gata. Nu fetelor, gata, nu mai suntem împreună. Oamenii se mai ceartă. Da, nu, gata, mai avem și discutat de la o simplă glumă. Să mai împacă, să mai rupe. Nu, a spus de ea în emisiune. A spus, da, da. Nu pot să formez un cuplu cu cineva care nu are încredere în mine și are încredere în vorbele altora. Bă, eram la machiaj și mi-a zis că da, eu m-am despărțit de ea. A, tu? Ia zic că s-a despărțit ea. Nu, a zis că s-au despărțit. Bine, mă, gata, mă. Când am ieșit de la interviu, stătea acolo, m-am dus la ea, am vorbit cu ea și am zis, nu ai încredere în mine? Nu. Ok, atunci eu nu pot sta cu cineva care nu are încredere în mine. Poate vă împăcază. Nu, frate, nu are încredere în mine și are încredere în altcineva. Nu contează că aș fi fost eu de vină sau așa, trebuia să aibă încredere în mine pentru că sunt iubitul ei. S-au despărțit? A venit Alex la mine și a zis că nu ai încredere în mine, nu știu ce. Nu, nu am cum să am încredere chestia asta, mai ales că a zis și Rafa. Păi și... De ce mai vorbim dacă nu ai încredere în mine? Și ok, nu mai vorbim. Bine, nu mai vorbim. Și a plecat. Din punctul meu de vedere, e cuplu fals. Ea trebuie o fată mai matură. Cine e fals? Ce-ai zis? Ai un cuplu fals. Ce-ai zis? Stai, mă, să auzi, dar ce zbire așa? Ce-i cuplu fals? Ia-ți ideea. Că zice acum, Doamne ferește. Nu, eu chiar nu am înțeles acum la final. Eu știu că am vorbit foarte multe chestii cu... Nu, ea mă întrease pe mine dacă este, dacă eu am impresia că ei sunt un cuplu fals. Și? Și am zis că, după părerea mea, ei nu se potrivesc. El se supără din orice. Ea face glume cu alți bărbați. Din orice. A, mi-a plăcut de Jador când ești. Oricum tu nu ești genul. Te referi la gluma cu Jador? Da. Și că oricum tu nu ești genul. Da. Dacă eram în locul lui, era pe ce mă supăram? Dacă ne aducem aminte întrebarea pentru cine ai venit, era fost Bianca. La da, adică da. E... Cumva Bianca s-a simțit îndreptățită să îi dea un pic peste nas lui Jador, să-l enerveze, să glumească, ea să-l atâțe. Bianca a mincit. Atât timp te-ai o relație, nu faci lucrurile astea. Cum mă, nu? Tu nu știi nu, că mi-a zis că a mincit. Ai zis că a pentru că n-avea pentru cine și a crezut că stă mai mult dacă vine pentru Bianca. Păi chiar s-a chinuit să se apropie de ea, uitat? Păi da, că știa că o să fie votat mai mult. Nu erai tu, mă. A, nu că ar fi plăcut-o sau ce? Mie, eu zis că e slabă, că nu-i place de ea. Că... A, și la piscină zicea... La piscină a zis, mă. A zis că are urechile, nu știu cum, își bătea joc și el. De... Și Alexandru, când a intrat în casă, a zis că a venit pentru mine, că de mine îi plăcea. Și a, în prima zi... La naiba toți au venit, mă, pentru...